Salutare tuturor și bine v-am regăsit! Nu s-a mai scat de mult o controversă atât de interesantă în echipa noastră. A apărut Instagram TV. We call it IGTV. Și avem oameni care sunt wow cât de tare, alții care spun me tot aia și unii ca mine care spun mai bine nu venea. Dar cu toate astea o să ne uităm la noul Instagram TV în toate modurile în care am încercat noi să-l înțelegem și o să vă spunem și vouă ce ne-a ieșit. Da, știu sigur că ar fi mers mai degrabă o postare scrisă pe blog, dar tot mai puțin dintre voi citesc text, așa că în loc să scriu am tras un video. Poate e mai convingător. Să începem totuși cu Instagram TV și de ce a apărut el pe lume. Întrebarea de ce este foarte simplă. O să fiu cinic, dar sincer, Instagram TV este răspunsul lui Zuckerberg la YouTube. Nu mă credeți? Uitați-vă cum scrie la aplicație pe Google Play. uite te la conținut în formă lungă, long form, vertical video, adică video vertical, de la creatorii tăi favoriți de pe Instagram. Conținut video, long form, adică lung, de la creatorii tăi preferați de pe Instagram. Pe cam asta încearcă să facă și YouTube. Conținut long form, doar că orizontal, ai nevoie de ceva diferit ca să reziști în fața avansului distrugător al celor de la YouTube. Nu știu dacă vă dați seama, dar YouTube este platforma socială cu cel mai mare succes din lume ca număr de utilizatori și timpul petrecut acolo. Da, da, chiar mai mare decât Facebook. Evident, mult mai mare decât Instagram sau Snapchat, decât orice altă rețea socială. Așadar, Instagram TV ar încerca să fie un fel de YouTube pe verticală. Dar o să meargă sau nu? Păi, în primul rând, ca să înțelegem lucrul ăsta, trebuie să vedem ce este instagram pentru cei care nu-l folosesc constant. Instagram a apărut ca o aplicație de șeruit poze, după care a fost cumpărat de Facebook și s-a tot dezvoltat și devine încet dar sigur un nou Facebook. Cu toate acestea, Instagram rămâne locul acela unde vezi poze frumoase, dar nu le mai vezi întotdeauna ca postări. Pozele pătrate de pe Instagram încep să fie înlocuite încet dar sigur în gusturile utilizatorilor de InstaStoriuri. Dacă nu știi ce este un Insta Story, cel mai probabil ai peste 40 de ani sau nu prea mai ești de pe Facebook. Apropo, mai ești de pe Facebook să mai cunoști și oameni reali. Insta Story-urile copiate de Instagram de la Snapchat sunt poze pe lung sau filmulețe pe verticală pe care puteai deja să le postezi și expirau în 24 de ore. Puteai să faci chiar și live cu video vertical. Așadar, consumul de foto și video vertical era deja în aplicația Instagram. O aplicație folosită mai ales de hipsteri. Cel puțin, asta cred cei cu vârsta mai mare de 35-40 de ani. Păi, dacă ei să fie așa, nu doar răzvan, ci și eu mă consider un hipster. Am îmbrățișat Instagram dintr-un motiv simplu. Publicul meu este și acolo. Asta nu înseamnă însă că iubesc video pe vertical. Din potrivă, îl urăsc din toată ființa mea. E adevărat. Și o să vă dau câteva motive absolut banale la prima vedere pentru un profesionist, ca să înțelegeți de ce video pe verticală este o prostie. Când v-ați uitat ultima oară la cinematograf, la un film pe verticală sau la știri pe verticală sau la România au talent pe verticală. Ați prins ideea, da? Ecranele mari sunt întotdeauna pe orizontală, în format 16 pe 9 sau mai late de atât. De ce sunt așa și nu sunt pe verticală? Pentru că ochii tăi sunt pe orizontală. Adică nu te uiți așa. Tocmai poziționarea ochilor noștri favorizează conținutul acesta. De fapt, e invers. Video a apărut în format 16 pe 9 pentru că acesta este câmpul nostru vizual. Așa vedem noi lumea. Așadar, ca să fie clar pentru toată lumea, dacă vrei să vezi un video de calitate, trebuie să fie în 16 9 4K, la o diagonală de 55 de inci, ecranul poate să fie la 2 metri de tine. În momentul ăla vezi cel mai bine. Și totuși, de ce are succes video pe verticală? Păi eu cred că începe cu câțiva mameluci care au luat telefonul în mână și au dat drumul la cameră și au făcut poze și filmări pe verticală. La un moment dat existau chiar și aplicații care te încurajau să rotești telefonul ca să filmezi corect. Cu toate acestea, mai ales mamele și-au filmat copiii pe verticală. Și apoi a apărut o aplicație pentru chestia asta unde puteai să share clipuri pe verticală. Trebuia să fie puțin diferită. Snapchat a apărut ca prima rețea socială cu un oarecare succes unde făceai chestii pe verticală. Și asta a devenit cool, mai ales printre tineri. Acolo unde sunt tinerii, vin și oamenii cu talent și creativi. Și așa a început să se extindă acest conținut pe verticală. Așa a ajuns și pe Instagram. Iar pe Instagram știm cu toții sunt hipsteri. Dar, dincolo de toată chestia asta cu hipsteri sunt foarte mulți oameni creativi. Sunt oameni care chiar fac o treabă foarte bună și care își caută un public. Și dacă pe platforma aia este favorizat conținutul pe verticală, tu o să ajungi să faci conținut pe verticală. De unde știu asta? Păi și noi am făcut-o. În prima zi de Instagram TV, noi am postat conținut vertical. Lasă-mă să termin. Nu mă opri. Așadar, ca să recapitulăm. Conținutul pe verticală a apărut dintr-o greșeală, apoi a devenit o chestie cool pentru că a fost făcută de o rețea socială pentru tineri, o chestie destul de închisă așa, care copiii își trimiteau între ei inclusiv poze cu ei mai intime, dar a ajuns să devină un fenomen când s-a extins inclusiv pe Instagram. Și e ok. Dacă vrei să vezi poze pe verticală, este în regulă. Dar la video, lucrurile se complică destul de mult. Pentru că noi procesăm, creierul nostru vede cel mai bine, video pe orizontală. Când îl vedem pe verticală, lucrurile sunt un pic mai complexe. Când spun complexe, nu mă gândesc la faptul că, dintr-o dată, capul lui Răzvan este mult mai mare pe telefonul meu. Asta, da, favorizează filmarea pe verticală, faptul că vei vedea mai bine fețele oamenilor care apar acolo, pentru că avem capete destul de verticale. Dar în rest, tot ce filmezi tu va trebui să fie gândit de la început pentru 9 pe 16, adică video pe verticală. Asta este marea problemă. Dacă vrem să creăm conținut pentru Instagram pe verticală, trebuie să începem să filmăm ca să iasă bine așa că nu putem să decupăm pur și simplu din clipurile pe care le folosim în 16 pe 9. Până acum v-am spus neajunsurile. Hai să vă spun însă și părțile bune. Vă spuneam despre capul mare al lui Răzvan? Eu cred că este un atu până la urmă. Faptul că poți să-l vezi pe omul acela pe un ecran altfel în dar să înțelegi ce spune și nu doar să-l auzi, ci să-i vezi și mimica, te va ajuta să înțelegi mai bine ce a vrut să spună. Comunicarea este 95% non-verbală. Felul în care omul ăla vorbește și cum reacționează îți spune mult mai mult decât ce a scos pe gură. Așadar, este o idee foarte bună când ai ceva de spus. Nu e valabil doar pentru căpățâni, ci și pentru obiecte. În prima zi de la lansarea aplicației am văzut foarte multe companii care au venit cu conținut specializat, filmat special pentru această platformă, în care tot felul de pantofi, automobile, mingi și așa mai departe se vedeau foarte clar. Telefoanele noastre mobile au ecrane din ce în ce mai bune și de cele mai multe ori Însă, noi ne uităm la clipurile video pe verticală, fie că sunt pe YouTube sau pe orice altceva. Până acum, instastorile nu avea o rezoluție foarte bună. Pe Instagram TV, calitatea este ceva mai bună. Și dacă tot nu suntem în stare să ne aducem aminte să răsturnăm telefonul nici măcar pe YouTube, Poate că pe Instagram TV o să vedem și mai bine conținutul postat acolo. Așadar, o să vedem mai multe lucruri pe același ecran din buzunar. Și asta nu este neapărat un lucru rău, dar pune o presiune fantastică pe creatorii de conținut, adică inclusiv pe noi. A fost o ședință lungă, în redacție, în care ne-am gândit cum facem. Pentru că noi filmăm în 16 pe 9, 4K și nu ne vom opri din asta. Așa se vede cel mai bine conținutul nostru. Ne-o confirmă și cei care ne urmăresc pe Smart TV-uri, pe ecranele mari. Și atunci, cum facem să intrăm și pe această nouă platformă? Nu putem să ignorăm Instagram. Nu o facem, creștem frumos acolo și avem un public tânăr după care ne ducem. Avem la dispoziție trei opțiuni. Și cred că astea sunt opțiunile pe care le au toți creatorii de conținut. 1. Să filmăm conținut dedicat, dar mai degrabă cu telefonul decât cu camere profesionale or să decupăm de pe camerele profesionale în format vertical. Opțiunea numărul 2. O ignorăm cu totul, deși asta nu se pune. Opțiunea numărul 3. Să împărțim ecranul în felii și o să experimentăm cu fiecare dintre ele, dar cu siguranță nu putem ignora Instagram TV, oricât de mult mi-ar displăcea mie ideea de video vertical. Și când te gândești că toate astea pleacă de la obsesia noastră de a rămâne conectați în permanență și să ne uităm la telefon așa. Pentru că nu mai avem timp să ne așezăm și să ne uităm așa. În loc de încheiere, o să vă mai spun încă o dată. Cred că Instagram TV o să aibă succes. Un oarecare succes. Dar mai cred că nu au cum să bată YouTube. Oricât de mult ar încerca Facebook. Aștept însă și impresiile voastre mai jos la comentarii. Hai să intrăm în conversație. Cum ți se pare ție video pe verticală? Sincer, chiar vreau să aflu opiniile voastre, că poate ne răzgândim și trecem tot conținutul de pe YouTube pe verticală. Cum ar fi, a? Liniștiți-vă, nu o să o facem niciodată.